În pregătirea pentru sărbători există și oportunități, dar și pericole. Care ar putea fi câteva oportunități pe care le avem în pregătirea pentru aceste sărbători? Una dintre marile oportunități pe care le avem este aceea de a ne întări credința noastră și de a ne umple inima noastră cu ceea ce înseamnă esența sărbătorii. De a ne apropia mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos. Nu de iesle, ci de Domnul Iisus Hristos. Și nu de prunc, ci de Domnul Iisus Hristos în tot ceea ce înseamnă El. În pruncul care în același timp este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Oglinda spune și chiar în iesle, El e Dumnezeu. Să găsim în pregătirea pentru aceste sărbători momente și timp în care să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos. Prin rugăciune, prin meditare la lucrarea pe care a făcut-o pentru noi, prin căutarea oricărei ocazii pe care o avem de a asculta mesaje biblice legate de venirea în lumea Domnului Iisus, de semnificația venirii în lumea Domnului Iisus și în felul acesta să ne întărim credința noastră în El. Să avem părtășie cu El, să ne bucurăm de El și de ceea ce a făcut în viața noastră. Știți ce este unul dintre lucrurile cele mai triste legate de aceste sărbători? Este că de foarte multe ori, chiar noi copiii Domnului, ne lăsăm furați de peisajul sărbătorilor, ne lăsăm furați de modul în care lumea alege să sărbătorească și nu ne facem poate atât timp cât am putea sau ar trebui. Să ne lăsăm credința noastră întărită. Să ne lăsăm cuprinși de entuziasmul sărbătorii, nu prin decorurile de pe stradă sau din jurul nostru, ci din părtășia pe care o avem fiecare dintre noi cu Domnul Iisus Hristos. Nici televizorul, nici internetul, nici alte activități care se fac în jurul nostru nu pot să înlocuiască și nici nu pot să egaleze bucuria și satisfacția pe care o are copilul lui Dumnezeu care stă în părtășie cu Domnul Iisus și care își întărește credința stând lângă cuvântul Domnului și învățând și înțelegând planul mântuirii lui Dumnezeu. Așa că aceasta este o oportunitate pe care o avem și vă îndemn să folosim cât mai mult oportunitatea aceasta pregătindu-ne pentru sărbătorile care vin. Apoi o altă oportunitate pe care ne oferă sărbătorile este oportunitatea de a ne închina și de a ne exprima bucuria noastră la părtășie unii cu alții. Vom avea momente de părtășie, ca și biserică, chiar și în casele noastre, în familii. Aș vrea să ne lăsăm cuprinși de entuziasmul sărbătorii și să ne deschidem gura, inima, glasurile noastre, să lăudăm pe Domnul, să răsfoim tot ce avem, tot repertoriul de colinde, de poezii, de lucruri care pot să aducă și să exprime bucuria și entuziasmul nostru pentru sărbătoare. Dar entuziasmul și părtășia noastră, ca să aibă succes, să fie ceva de calitate și să aducă bucurie, trebuie să aibă întâi parte de prima oportunitate din care am vorbit. În care fiecare dintre noi să ne căutăm, să ne încărcăm spiritual cu sărbătoarea aceasta, cu Domnul Iisus, cu părtășia cu El. Și apoi, când venim la părtășie, să putem să avem, într-adevăr, momente cerești. Momente în care cerul să se unească cu pământul și să-i aducem slavă Domnului în părtășie împreună. O altă oportunitate pe care ne oferă sărbătoarea aceasta este să ne apropiem de cei cu inima frântă, care nu sunt mântuiți, care n-au experimentat, care n-au cunoscut harul mântuirii. Să ne ducem înspre ei și să le vorbim despre Domnul. Sărbătoarea Crăciunului probabil este unul dintre cele mai bune ocazii, una dintre cele mai bune ocazii pe care avem să ne apropiem de oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. Inima lor este mai sensibilă, mai deschisă, mai primitoare la mesajul Evangheliei. Și aș vrea să înțelegem că este o oportunitate pe care o avem. Și să nu o facem doar într-un fel tradițional, așa, să colindăm doar și să mergem cu colinda și am colindat și am plecat, să ducem vestea într-un mod natural. Prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin bucuria noastră, prin
pacea noastră, chiar prin încercările prin care trecem, să ne arătăm că Domnul Iisus Hristos este viu și real în viața noastră. Că, într-adevăr, se merită să fii de partea Domnului Iisus. Și să folosim aceste sărbători ca orice oportunitate avem de a ajunge la cineva. Cu mesajul întrupării Domnului Iisus și cu mesajul mântuirii. Să o facem într-un mod cât mai natural, cât mai convingător, cât mai entuziast. În așa fel încât oamenii să cunoască harul mântuirii prin fiecare dintre noi. Mă rog ca Domnul să ne ajute să folosim aceste oportunități. Sunt și alte oportunități. Este oportunitatea de a ne întări relația de familie. Crăciunul este o sărbătoare și a familiei. Pentru că vorbește despre o familie, un Iosif, o Maria, un copil care se naște. Să ne întărim relația de familie. Să ne întărim credința noastră în Domnul. Să ne bucurăm împreună cu Universul întreg de lucrarea Mântuirii. Și în același timp să ne pregătim pentru venirea în lumea Fiului Lui Dumnezeu. Pentru a doua venire în lumea Fiului Lui Dumnezeu. Așa cum a existat o primă venire a Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră ca să ne mântuiască, noi copiii Domnului ar trebui să ne lăsăm entuziasmați și să așteptăm cu flăcărare cea de-a doua venire a Domnului. Într-o trăire sfântă, devotată Domnului și plin de entuziasm. Există însă și pericole. Există pericolul indiferenței, al superficialității, al oboselii excesive cu lucrurile lumii. Duminica trecută am predicat despre osteneala noastră în Domnul. Există pericolul să ne ostenim prea mult cu lucrurile lumii și să nu ne ostenim cât ar trebui în Domnul. Adică lucrurile care plac Domnului și care aduc cinste Lui. Să ne punem în slujba Domnului. Și există pericolul să lăsăm deoparte lucrurile importante. Există pericolul să dăm prea multă atenție lucrurilor care nu merită atâta atenție. Există pericolul să lăsăm deoparte oportunitățile de a veni la părtășie și să facem altceva. Și aș vrea să ne păzim de astfel de pericole. Aș vrea să ne rugăm și pentru câteva lucruri concrete. Aș vrea să îi cerem Domnului și înțelepciune și tot ce trebuie pentru sărbători binecuvântate în acest an. Dar aș vrea să cerem și lucruri concrete. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate întâlnirile care vor avea loc în casa Domnului aici, de aceste sărbători. Să aducă Domnul acel entuziasm, acea bucurie, acea părtășie sfântă pe care doar El o poate aduce. Să ne curățească Domnul viața și casa și inima și biserica de orice lucru care nu-i place Domnului. Și când vine Domnul, când vine Domnul la părtășie cu noi și când venim noi la părtășie cu El, să fie acea atmosferă binecuvântată a prezenței Domnului în mijlocul nostru. Apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze inimi. Să lucreze în viața celor care nu cunosc pe Domnul, poate din casele noastre, oameni din jurul nostru, pe care îi dorim de mult împăcați cu Dumnezeu. Să facă Domnul harul și minunea mântuirii și în viața lor. Și să lucreze și prin noi, în sensul acesta. Și apoi, ca Domnul să ne folosească pe fiecare dintre noi în planul Său, așa cum dorește El. Să fim instrumente în planul Lui Dumnezeu. Și să putem să zicem, Doamne, eu nu sunt Iosif, nu sunt Maria. Dar nu sunt Îngerul, nu sunt Magul, nu sunt Păstorul. Dar toți aceștia îmi spun despre faptul că Dumnezeu se folosește de oameni simpli, de oameni neînsemnați, de lucruri fără valoare în ochii lumii, ca să-și împlinească planul Său minunat. Și să putem să zicem, Doamne, oare la ce ai putea să mă folosești pe mine de aceste sărbători? Cum te-ai putea folosi de mine? Cu limitările mele, cu problemele mele. Dar cum ai putea, Doamne, să te folosești și de mine? Ca să aduci binecuvântare în viața cuiva din jurul meu. Cum aș putea să fiu un instrument binecuvântat în mâna Ta de aceste sărbători? Doamne, îmi doresc din toată inima ca eu să fiu un instrument al slavei Tale, prin care de aceste sărbători să lucrez în viața cuiva. Te rog, folosește-mă și pe mine. Așa cum știi Tu, chiar dacă eu nu înțeleg acum care va fi rolul meu în planul Tău. Dar te rog, nu mă lăsa să fiu doar unul în sărbătoare, ci să fiu un pion decisiv. Un om care să conteze decisiv în viața cuiva, în alegerea cuiva. Ajută-mă să fiu un om
care să conteze și care să fie folosite din aceste sărbători. Haideți să ne ridicăm!